când voi crește. Iar de câte ori ai în picioare, că spun eu dacă ești de modeling sau nu. Ia, fă o piruetă. 10 castane. Vreau 3 reprize de poloneză, mâncați așa. Ma! Deja mor brațele, coai! Hai că-mi bat pula nele greutăți, coai! Ești ratat? M-a rupt! Când mai mamă, cât mai am mâncat să-și pun atac, nu mai pot. Băi, nu mai fac coaie, cât mai am. Bă, cât mai am, fă, du-te-ai în gură să te fut. Un minut? Hai! Mai e coare, nu mai pot, 20 de secunde. Mă, hai. Hai. Gata, ai dat drumul? Da. De pula mea! Mamă, de când am mai făcut astea? Bă, n-am mai făcut de mult cu ei! Cât mai am? Un minut. Mai este de rapidă de upe acum de 10 secunde. Când? Acum? Și așa te scris chem. Mamă, mi-au murit brațele, coai. Cât mai am?
și eu. Ce ochelari frumoși ai. Și ce calculator frumos ai acolo în spate. Oh, nu-i frumos deloc, m-am supra-enervat că l-am desfăcut. Păi? Să zicem că l-am găsit în debara și am vrut să văd ce componente are și da. Și nu ți-a convenit componentele? Tot ce ține de el. Și nebun. La ce componente te-ai gândit tu să găsești în calculatorul ăla? Niciuna ca lumea, să pot zice. Am vrut și eu să-l desfac, atâta tot. Dar tu ești acum pe telefon? Nu. Ești pe laptop? Da. Oh, Caterinca, și ce faci pe aici pe site-ul ăsta? Nu știu, chiar mă plictisesc. Vorbeam cu niște prieteni pe Discord și... Ești gamăriță? Nu prea. Păi Discord e pentru gameri. O zice că joc și eu câteva chestii, dar nu mă laud. Ce chestii? Ce chestii? Păi am jucat CSGO, CSGO Advance, Minecraft joc acum, Brawlhalla, Deceit, am jucat The Forest. Ai luat toate jocurile la rând? Nu pot zice, stai puțin, mai am câteva. Roblox am jucat, Undernet, sau Undernet? Mă, dar am și o întrebare. De ce nu mi-ai dat next? Mie toate femeile îmi dau next. Adică sunt chiar așa de urât, frate? Nu. Dar nici simpatic. Bă, da. Crede-mă. Dacă nu erai, îți dăm next. Adică sunt simpatic? Da. Mulțumesc. Și tu ești. Mulțumesc. Câți ani ai? Urmează să-mi dai next, dar nu contează. Păi cum să-ți dau next, mă? Uite, n-am, stai liniștită, vorbesc cu tine o oră, ești nebună. Am 14. Au, masaua! Mă doare masaua! Deja... Nu mă, că nu-ți dau next. Dar nu mă întreba, câți ani îmi dai mie? 23. Cât? 23. Mai pune. Nu mai pun, nu mai vreau să pun. Nu, am 24. Mă rog, am fost aproape. Ai fost aproape. Și din ce oraș ești? Sunt din Botoșani. Din Botoșani? Mamă, moldoveancă. Să știi. Dar nu prea accent. Adică? Nu prea accent de moldoveancă. Stau cu cuțitul lângă mine, deci sunt moldoveancă 100%, cred. Dar ce faci cu cuțitul lângă tine? Nu știu. Nici eu nu știu cum a ajuns aici. Mamă, și eu n-am nimic aici să mă apăr de tine. Ba da, uite, am căluțul ăla, vezi? Uite asta. Tu ești din București, pariezi. Eu par din București, așa? Păi, de ce zici asta? Nu știu, zic și eu. Nu, sunt în Pitești, ești pe aproape. Ce ziceam? Aproape, București. Am așa accent de vagabond sau ce? Ce din București? Nu accent de vagabond. Ia din raft cu metri. Dar cum de ți-ai dat tu seama? Am un tată care locuiește acolo. A, da? Adică să înțeleg că părinții tăi sunt despărțiți. Nu, tata muncește în București. A, și maică-ta stă cu tine. Da. Și tu ai 14 ani, stai să-ți fac CV-ul. Ai 14 ani, ai dat testele naționale acum? Nu. Dar? Am trecut a 8 acum. Au, măsaua. Da, dar arăți mai mare de 14. Îmi dau și eu seama totuși. Ești mai matur așa, mai... Ești mai... How, știi ce zic? Da, îmi dau seama. Ești mai pe bine-s. Forță! Ești ceva YouTuber? Nu, de ce? Ți-arăta YouTuber? Te trădează scaunul, căștile și toate alea. Păi am scaun și căști, sunt gamer în pula mea, adică în ziua de azi toți băieții care se joacă au și un scaun. Întrebare. Și niște căști, nu? Joci Dota? Nu, mă joc... Ăsta e scaun de LOL. Mă joc CSGO. Ăsta e scaun de LOL, dar mă joc CSGO.
Da, păi mi-a plăcut modelul. Două secunde. Mă duc să merg încărcătorul. Da, da, da. Nu, mă băga în seamă pantalonii. Ce? Nu mă băga în seamă. Păi nu te bag în seamă. Nu știu, o copilă terminată de 14 ani. Ce zici? Ești copilă terminată. Nu, ești o copilă terminată. Ești chiar cea mai simpatică după ome, mă jur. De 14 ani? Cum? De 14 ani? Da, poate tu nici n-ai 14, poate tu mă minți. Nu te minți, îți arăt buletinul. Nu mi-l arăt dacă e caz de pușcărie. Mă duc la pușcărie cu tine. Hai să... Nu. Totuși. Da. Și altceva? Nimic. Care sunt hobby-urile tale, pasiunile tale? Ce îți place ție să faci în timpul liber? Păi am bătut recordul de aproape 20 de ore de stat pe calculator. Da, frumos, frumos record. Așa? Pentru o zi? Am dormit 6 ore după iar m-am pus la calculator. Păi și ce ai făcut toate ore? M-am jucat LOL. Așa? Dota, Minecraft. Minecraft pot să joc în jur la 8 ore, dacă vreau. Așa? Și altceva, nu știu, un sport, o ieșeală cu prietenii, Ai prieteni? Prieteni... Reali, nu virtual pe Discord. Da, foarte mult. Ești cu ATV-ul, prin pădure. Caterinca, prin păduri până alea? Îți place prin păduri? Ești genul care îți place la munte sau la mare? Munte. La munte. Deci îți place în păduri. Caterinca. Genul. Mă, dar ce să vei de aici sub ochi? Nu știu, ai niște... Mi-am făcut chestii, aplicații pe față. Ce ai făcut? Aplicații se numesc. Aplicație? Aplicații. Aplicații. După Google Play sau? Maps. După... Păi și alea când se ia? Imediat. Cu acum micile ară. Caterinca. Și prieten ai? Nu, și n-am nevoie. Păi n-ai nevoie, că la 14 ani n-ai nevoie, dar mai încolo? Deci, atunci, locuiesc singură, fac banul meu, mă distrez, îmi trăiesc viața. Faci banul tău? Cum îl faci? Nu știu, whatever. Până termin faculta, mă țin ai mei. Păi înseamnă că nu faci banul tău, înseamnă că tu mă minți. Într-o fel aș da și la modeling. Ești la modeling? Aș da, când voi crește. Iar de câte oleacă în picioare, că spun eu dacă ești de modeling sau nu. Ia, fă o piruetă. Lasă-o. De ce, mă? Am făcut dans. Totuși. Da, ai fi de modeling, pe bune. Am 1,70 și 14. Adică eu dacă aș fi botezat, tu te-aș promova pe bune. Păcat că el nu știe de existența mea. Dar dacă ar ști de existența ta, du-ți, să zicem că ai avea la dispoziție 5 minute de vorbă cu botezatul. Ce-ai vorbi cu el în alea 5 minute? Ce îi zice 5 minute lui botezat? Bă, să știi că ai 5 minute de vorbă cu el. Ce îi zice tu, 5 minute? Bă, omul nu mi se pare chiar ok, în primul rând. Botezatul nu e cel mai mare gen din toată țara asta care face modeling. Bine, mai e Irinel Columbeanu și să știe că lui mai plac minorele, așa. Da, mă dezgustă chestiile astea. Gen, singurele persoane care le admir și într-un fel pot zice că fac modeling sau fac reclamă la o anumită chestie, așa, ar fi Kylie Jenner și încă o tipă, dar nu îi rețin numele. Bun, și să revenim la subiectul nostru. Dacă ai avea 5 minute cu botezatul, ce îi zici?
știu, chiar nu știu. Băi, Bote, mă iei în echipa ta? Nu știu, eu cred că așa spune. Am terminat tratat într-un fel, dar hai să zicem cum zici tu. Adică te-ai dat pe lângă el? Nu prea. Nu că să te dai la el, nu, nu mă gând, nu, nu. Adică gen, el, să te bagi pe supirea lui ca să-ți fie bine. Asta nu clar, vreau. Clar că da. Eu, unul, dacă aș fi fată, asta aș face. Eu nu fac așa. Tu nu faci de-astea? Niciodată. Nu mi s-a întâmplat să fac așa ceva. Păi bine, dar poate e ocazia să vorbești cu o celebritate. Trebuie cumva să te lipești de ea, corect? Da, aia da. Păi aia, și ce metodă ai aborda? Păi eu mai întâi ar trebui să câștig încrederea, pur și simplu. Pentru a deveni prieteni. Cum câștigi tu încrederea în 5 minute? În numai 5 minute nu cred că ai putea. 10 face. Minute. Nici într-un an. Cum dracu, mă, nici într-un an? N-ai cum. E de ajuns, cred că, o întâlnire, două. Și asta, da. Tu acum ce părere ai despre mine cât ai vorbit în aceste 10 minute? Părerea mea despre tine este că ești o fată dreaptă, gen, ai verticalitate. Am înțeles. Da, și părerea ta despre mine? Ești ok, așa. Din punctul meu de vedere. Da? Nu se pare că ești foarte inteligent. Sunt foarte inteligent? Eu nu cred, am decât 10 clase. Cui pasă? Pasă e că trebuie să știi să discurs, să vorbești. Asta e singurul lucru. Și eu am 8 clase, 7 în fine, terminate. Pe 8-a trebuie să încep și totuși sunt un copil, pot zice, care se descurcă. Da. Păi o să-ți termini liceul, te duci la facultate. La facultate oricum o să... De fapt, la liceu se deschide foarte multe portițe, să știi. O să ai de unde alege la liceu, gen drumuri în viață. După aia când te duci la facultate, mai vast o să fie alegerile. Și depinde ce alegeri vrei tu să faci în viață, ce vrei să faci. Adică, uite, hai să te întreb o chestie. Peste 10 ani, ce te vezi făcând? Deci stai așa, ai 14, la 24 de ani, ce te vezi făcând? Terminăm masterul sau faculta la 22? Amânăm. Nu o să mai fac, cred că nu o să mai dau de licență, cum s-ar zice. Ok, și în ce domeniu să fie facultatea, în primul rând? Păi, ori medicină, ori drept. Drept? Tu vrei să mă bagi la pușcărie? Avocatură sau criminalistică? Exact, asta nu-mi trebuie să stai eu de vorbă cu viitori avocați. Crede-mă, îmi iau prea bine apărarea. Uite, și eu dacă aș fi acuzat de LCM-ul, știi ce e LCM-ul? Nu. Lovitură cauzatoare de moarte. Cum mai scăpa? Mai scăpa? Gen, i-am dat unul un neveu și hâț, aia a fost. A încercat să bată o fată, iar acestea... Nu o fată, nu o fată. Cineva s-a luat de mine, am fost amenințat, a venit la mine la bloc... L-am bătut, s-a căcat pe el și a murit. Asta. Și mai scăpa sau mai înfunda? Depinde de context. Foarte mult. Depinde de context. Păi e pur și simplu, am coborât, omulețul m-a sunat, vezi că sunt jos, te sparg fraiere cu bătaia, da. Și eu de frică am coborât și am dat-o și pașii mi-a părut bine. Și neveu are opinia lui. Cine? Neveu poate să aibă și opinia lui. Păi nu, neveu înseamnă că i-am dat cu pumnul, adică neveu, hâț, adică asta înseamnă neveu, adică parșiva, adică... Înțelegi? Foarte puțin. Dar, oricum, nu cred că m-aș duce chiar așa de mult pe drept. Ar fi a doua opțiune. Undeva. Da. Da. Deci m-ai băgat la pușcărie. 2 ani cu suspendare. Păi bă, tu ești avocata mea, tu trebuie să mă aperi în pula mea, tu ce faci, tu mă bagi? Mai vedem. Mai sunt 10 ani. Ce vă zici?
cum te pot găsi pe rețelele de socializare? Gen un Instagram? Discord, ce nu? Discord. Dă-l dracu de Discord, nu-mi trebuie. Nu, no, mai gata, nu, nu, las, nu, nu-mi trebuie de la nimeni, frate, pagini de socializare, că o să fiu dat în judecată. Nu-mi trebuie, chiar nu, îmi retrag cuvintele, frate. Vorbim aici și atâta. Ești? Sigur. Nu fac nimic, nu mănânc pe nimeni, trebuie. Am prieteni și de 27, da. 28, 29, aproape. Păi și dacă vin odată la Botoșani, ne vedem să bem și noi un suculeț? Păi nu. Ar fi ok, nu? S-am zis, mă înțeleg cu toată lumea. Ai avut prieteni până acum în viața ta? Da. Care a fost cel mai mare prieten al tău? Ce vârstă avea? 17. 17 și tu cât aveai? Că n-aveai 14. 13. 13 versus 17. Hai că nu se duce la pușcărie. Dacă avea 18 era caz penal. Am foarte mulți prieteni de 18. Cateric, nu prea îți plac ăștia de vârsta ta de 14 ani, de 13 ani. Sunt prostuți așa, nu? Retardați sunt. Povestește-mi un pic despre prietenii tăi ăștia de vârsta ta, de 14-13 ani. Cum te vezi? Adică... din toți copiii de 14-13 ani. Așa. Și în jos sunt foarte retardați. În primul rând, nu învață nimic. Și se comportă foarte ratat. Asta e singura chestie care mă deranjează. Se comportă ca ratații. Da. Și... gen, tu crezi că poți mai mult de atât? Adică, bă, dar până la urmă așa e, frate, nu poți să stai de vorbă cu un om inferior ție. Dacă vrei să dai înainte, trebuie să stai de vorbă, să ai prieteni mai deștepți ca tine. Părerea mea. Ca să ai ce învăța de la ei, corect? Nu prea. Cum adică nu prea? Indiferent, oricum. Poți fi mai mari, dar retardați. Adică nu mici și retardați. Că e mai mare, Caterin, cu rău. Cum? Tăi, cum te-am înțeles? Aia mai mari, sunt Caterin, cu rău. Aia mai mari sunt Caterin. Adică așa ca mie, bine, nu sunt Caterin. Eu mă văd un om serios, tu cum mă vezi? Și la fel. Nu? Sunt serios așa de felul meu. Ce păr frumos ai, mă jur. Cu ce îl speli? Un surf? L-am creț, foarte creț. Adică acum l-am îndreptat cu placa, dar știi că l-am foarte creț. Te îndrepti cu placa? Da. De surf. Catering. Ia arată și mie calculatorul ăla din spate. Mă, mamă, ce catering e ăla. De cât timp l-ai pe ăla? L-ai din 2001? Aveam 8, 9 ani când l-au luat ai mei. Mamă, și ce făceai pe el? Stăteai pe Yahoo Messenger? Nu, aveam chiar Facebook în clasa 1 sau a 2. Aveai Facebook pe clasa 1 sau a 2? Vai de capul meu. Și ia zice-mi, mesaje de astea indecente ai primit vreodată pe Facebook? Nu, pentru că n-am poze de genul. Păi, așa, nu știu, băieți să scrie pe Messenger, să se dea la tine, să, pe Discord, să vorbească deplasat, să chestii de-astea. Mi s-a întâmplat în real life, de prea mult de. Ia povestește și mie. Înțelegi tu, deplasat. Păi înțeleg, dar zici și mie o fază. Păi să stai pe o bancă, în parc, și să vină unul să te întrebe cât e ora? Așa. Nu te-ai prins cât e ora? Și te-a întrebat cât e ora. Poate omulețul te-a întrebat cât e ceasul. Nu, i-am spus, e 3, dar nu, cât e ora? Cât este ora? Așa ți-a zis? Da, și eram ceva ce dispare. Te rog. Și câți ani avea? Cred că avea vreo 12, dar... l-a trimis unii de 18? 12 ani?
Păi ăla la 12 ani nici măcar nici să scoală, nici măcar n-are cum să-și dea drumul, dacă știi ce zic. Că... Da, urât. Știi ceva de Next Please? Sau... Next Please? Ce Next Please? Echipa Next Please? Da. Ai jucat la Next Please? Nu. Am un prieten care e de acolo. Cum îl cheau? Gabi. Gabi. Și mai cum? Firate? Parcă? Firtea. Da, nu-l știu. Nici nu mă așteptam. Dar ai auzit de Simple, de la Navi? Cred, nu prea. Eu sunt vărăsu. Mișto, așa, dar chiar nu știu. Păi caută pe Google, Simple Navi. Ia scrie pe Google. Cum? Navi Simple. Navi. Navi Simple. De la Google Imagini. Da, lol. Chiar ești vărul. Păi, vezi, mi-a dat și tricou. Ești nebună. N-are tricou ca al meu acolo pe Google? Tipul ăsta știu. Are tricou ca al meu pe Google sau n-are? Stai două secunde. Ia zi. Da. Ai văzut? Ai văzut? Vrei să-ți mai arăt ceva? Ia fi atentă. Stai așa. Stai așa un pic. Ai auzit de Nexus? Da. Ma. Mamă! Logitech. Eu sunt. Bune? Da, sunt jucător. E bine că dau de asemenea persoane. Cum te simți? Bine. Sunt jucător profesionist. Counter? Da. Acum mă simt ca un rahat cu rank silver pe CSGO. De ce, mă? Dacă vrei poți să-ți dau sfaturi cum să joci. Nu mai joc de ceva timp. Ce hartă îți place pe CSGO? Cum toate. A? Stai puțin. Două secunde. Ce faci? Scrii la prietenii tăi? A? Cam așa ceva. Da, ce le scrii? M-a întrebat ce fac. Așa. Și am răspuns. Așa, și ce le zici? Că vorbesc cu un tip mișto. Așa. De la Nexus. Care nice. Care e foarte drăguț cu tine. Cum zice? Dacă vrei pot să dau sfaturi. Dați doi, ce joci, cash, hai, repede, baf, zim, care sunt nelămuririle tare? N-am nicio nelămurire, știu aproximativ să joc. Mai bine cu AVP. De ok. Vrei să-ți mai arăt la ce echipă am jucat? Am fost la mai multe echipe. Vrei să-ți mai arăt? Chiar să știi că ești destul de interesant. Ia fi atent. Stai așa. Deci aici, acum 2 ani, am câștigat 1.000.000 de euro la Major. Eram sponsorizat de Visa, Razer și HyperX. Și de Mountain Dew. Vezi? Am jucat la SK Gaming. Ești beta.
Vezi? Tricoul ăsta l-am amintire. Am fost cineva în lumea asta online. Chiar am fost cineva, nu ca toți jucătorii. Niște no-name-uri. Bă, ești blană. Deci chestia asta e blană. Puteai să îmi spui de la început. Păi și ce? Asta. Dacă îți spuneam de la început, ce? Eram în stare și sar, să sar și în sus, ca să știi. Păi sare acum în sus. Acum mi s-a dus tot chef. Cum ți s-a dus tot chef? Câteodată chiar mă apucă. Adică, da, apucă tot de 14 ani. A, de ce, mă? Deci, dacă nu îmi dai Discord-ul, mor. Să-ți dau eu Discord-ul? Dar nu pot mă zic, adică pe stai mă că n-am Discord. De fapt, stai că poate l-am. Stai așa un pic. Discord, da, e ăla de să vorbește. Discord. TeamSpeak, da. A, păi și îmi dai mod acolo? Nu am server, doar te dau ca prieten. Stai așa. Păi și trebuie să-ți dau profilul, nu? Da. Stai așa să-l găsesc, să moară Jean. Mamă, eu nu prea stau pe Discord, eu stau pe TeamSpeak, știi? Când mă joc. Păi și arată și mie unde e. Stai așa. User settings, my account. Trebuie să-ți dau numele cumva să... sau cum facem? Da, trebuie să-mi dai numele și cu hashtag-ul. A, numele și... și cifrele alea, nu? Mi se părea mie ceva ciudat cu tine. Cum adică ți se părea ceva ciudat? Cum ar fi? Eram sigură că ai ceva legătură cu Nexus sau cu... De ce? Orice altă. Nu știu, doar așa. Am avut impresia. Mă, Steam ai? Da. Cel mai bine îți dau Steam-ul, mă. Dar vezi că mie mi-a picat contul în secunda. Ți-a picat? Ți-a picat? Contul de Steam. Mi-a picat contul de Steam. Era... Ți l-a furat? Mi-a picat. Uite aici Steam-ul. Da, Discord-ul să mor dacă știu. Să moară Jean dacă știu. Și intri, ne jucăm, te învăț, facem de toate. Dă-mi Instagram-ul, te rog. Hai să dau și Instagram-ul. Ăsta e Instagram-ul. A, uite și... Da-și... și Discord-ul. Și facem tutoriale cu tine, fac cu tine tutoriale. Ce vrei tu? Blan. Blan. Te învăț să fii ciocănară pe ce joc vrei tu. Bine, pe ce joc? Eu sunt pe Counter. Eu sunt cu Counter-ul. Am fost cu The Forest. Am fost. Așa, și să revenim la discuțiile noastre. Ceva întrebări ei să-mi pui? Crede-mă, nu-mi vin pe moment. Dacă îmi spui, nu-mi vin pe moment. Da. Păi atunci ai să-ți mai pun niște întrebări. Să nu spui că ai copil la 24 de ani. Ba da, am și copil. Oh, ok. De ce s-a auzit, nu? Te dă de gol căluțul și cu premergătorul ăla. Păi dracu, la câți bani am făcut în gaming, îți dai seama că s-a găsit vreuna să mă agațe și mi-a turnat și un copil și... A pus mâna pe mine, știi ce zic? Ce părere ai despre Fortnite? Despre Fortnite? O părere proastă. Nu-mi place. Exact. Nici mie. Da. Sau despre... Cum mai da? Apex. Nu mă joc de-astea. Zic cum se numește. Battle Royale? Nu, nu-mi place să mă joc Battle Royale. Nici PUBG sau PUBG sau cum mai vreau PUBG mă joc așa, the fun. Adică gen când fac antrenamente cu echipa, după aia avem meciurile oficiale și după aia ca să mă relaxez intru la PUBG. Știi ce zic? Asta e cum e și scurt. Înțelegi? Ți-am dat cerere.
Mulțumesc da, frumos. Mulțumesc frumos. Okay. Nu te uita la mine. Ce? N-am fost ciudată. Să mă uit la tine? Păi de ce, ce ai făcut? Am spus să nu te uiți, pentru că-s ciudată. A, nu ești mă ciudată, ce ai nebunit? A, nu ciudată. Și... cum rămâne cu cafeaua aia? Ne întâlnim și noi la o cafea, la o bere, la un suc, la o... Ți-am adică stai liniștit că eu sunt divorțat, adică am copil, dar am divorțat. Adică gen nu mă leagă nimic, frate. Ce-am zis? Prieteni. Păi bun. prieteni. Normal, eu nu fac de-astea, că... Știi ce zic? Te înțeleg. Am foarte mulți prieteni. Și... deci uite, mă adaug și pe mine la prieteni. Exact. Și în viața reală? Da, normal, și în viața reală. Logic. Dar mi se pare mie să ești așa agitată. Ai băut cafele ce? Energizante, ceva. A, cola. Am băut 2 litri de cola azi. Și un energizant hell. Adică văd că sare așa, numai așa stai. A, da, din picior. Păi și de ce dai din picior? Pentru că am băut un energizant. Păi și eu sunt la al treilea și n-am nimic. Tu. Apropo, energizantele astea, ori fie ele de sărăcii, dar eu sunt sponsorizat de el, adică mie mi le trimite gratis acasă. Încă o dată, bine. Da. Fără Caterinca. Păi ce să zic, bine, mai vorbim... ai acolo Instagram-ul, ți-a lăsat Steam-ul, mi-ai dat pe Steam? Nu, pentru că ți-am spus, mi-a picat și, Steam-ul. Și pe Instagram? Ți-am dat, follow. Ok, pe Instagram. Ai luat și Discord-ul? Da. Ok, păi mai vorbim pe acolo. Ok, pa. Te pup, pa. Mamă, ce cringe a fost, coaie. Coaie, ce cringe a fost, o, Nicolas, te pup. Mamă, coaie, v-a plăcut, mă, Caterinca?